Discutăm cu liderul PDL, Vasile Blaga, începem direct. Vi se tot reproșează uneori, pe bună dreptate, de cele mai multe ori nu, că nu faceți opoziție adevărată. Faceți opoziție, dar cred că ceea ce vi se reproșează, domnule Blaga, e tonul. Sunt momentele mari. Senzația e că uneori le ratați. Și iată, am avut cazul Duicu, corupția pe masa guvernului. Toată lumea aștepta atunci o reacție dură din partea opoziției. Nu știu, de la moțiuni de cenzură, acțiuni parlamentare, proteste, știți cum face opoziția. Ne uităm la ce era în 2004. Ia să fi primit o pleașcă din asta pe vremea lui Năstase. Ce făceați? Cum vă manifestați? Am fost chiar în Severin în momentul în care a fost reținut Duicu și am avut manifestări publice în Severin la adresa lui. Ulterior, după ce procurorul a făcut publice date din dosar și am văzut că corupția a ajuns chiar în cabinetul premierului, am avut numeroase ieșiri publice, cred că vreo 20 de ieșiri publice în toată țara, pentru că suntem în această perioadă în precampanie electorală și suntem în toată țara, iar la nivel parlamentar au fost colegii mei au avut multe declarații politice pe tema asta. Dincolo de asta, mai faceți ceva sau tema o lăsați la nivelul ăsta de asta. Sancționat nicio temă. Am spus, liberalii au spus că vor depune o moțiune de cenzură. Noi am spus că o vom semna-o, dar vom avea propriile noastre contribuții. Iar una dintre ele se referă tocmai la asta. Și am spus mai mult, se impune demisia domnului Ponta, pentru că apărându-și baronii, de care văd că este tot mai multă frică, până la urmă îi face foarte mult rău României. Și își dea demisia din funcția de prim-ministru și ca președinte de partid, dacă așa înțelege el, ca președinte de partid într-un stat membru al Uniunii Europene să te comporți, să o facă, dar nu ca prim-ministru al României. Deci înțeleg că introduceți cazul Duicu în textul moțiune de cenzură. Și ce spuneți acolo? Cerem efectiv demisia premierului pentru că din toate datele publice făcute de către procurori am văzut că se negociau funcții publice în biroul și în anticamera primului ministru. Primul ministru spune că nu are nicio treabă cu asta. Primul ministru poate să spună ce vrea, numai că din păcate el recidivează de la o zi la alta. Săptămâna trecută primul ministru nu era să-l apere pe Niculescu, baronul de Argeș, la Argeș, și spunea că o să vadă ce se pățească un fost senator din cauza căruia a apărut acest caz Niculescu. Primul ministru i-a dus poliției republice față de domnul primar al Constanței, la Dumazăre. Păi ce alte dovezi mai trebuiesc? Apropo, ca fost ministru de interne vă întreb de data asta, cum vi se pare că un baron local cheamă la ordin în sediul guvernului, după cum rezultă din referatul procurorilor, pe șeful poliției, pe ministrul de interne, ca să-și pună un protejat în funcție, putea să facă asta fără ca premierul să știe? Fără să fie avertizat măcar? Eu sunt absolut convins că șeful poliției române nu a mers la Palatul Victoria decât chemat fiind de premier sau de șeful de cabinet. Nu poate chema un președinte de Consiliul Județean la Palatul Victoriei sau oriunde altul de la șeful poliției române. Dar sunt absolut convins pe de altă parte că, după câte știu eu cel puțin pe domnul Tobă, că niciodată nu ar fi acceptat să facă un joc politic. Tocmai pentru că îi cunoașteți, ați fost ministru de interne, îi cunoașteți pe șefii poliției române, pe domnul Tobă, aveți informații că această scenă s-a petrecut în guvern într-adevăr? Nu am informații, sunt numai informațiile publice oferite de procurori. Uneori temerea mea e că nu puteți ataca în forță astfel de teme, dar acum tocmai spuneți că o să o puneți în moțiune de cenzură, din cauza că și sub guvernarea PDL am văzut baroni în acțiune. Și ultima scenă cu baroni, ultima de care mi-amintesc, e aia în care dădeau cu pumnul masă și cereau bani domnului Ungureanu. După care domnul Ungureanu n-a mai prea rămas mult în funcție. Adică fiecare guvernare cu baronii ei, ca să zic este, asta. Este o mare diferență între baron și baron, cum îi numiți dumneavoastră, pentru că am văzut că baron poate să fie și un om care își face datoria, dar care este de mai multe mandate într-o funcție publică. Din fericire pentru Partidul Democrat Liberal, cei care au funcții publice de mai multe mandate la noi,
au și rezultate la administrația publică. Și v-aș ruga, fără nicio fără modestie, să vedeți evoluția județului Alba, a orașului Alba Iulia, a Radului, a altor orașe, a Târgu Mureșului, conduse de către administrații, să zic așa, pe de liste. Și mergem mai departe să vedem la polii sărăciei, unde s-au investit din banii bugetului de stat mii și mii de miliarde, fără niciun rezultat. Și aici, foarte aproape de București, Teleormanul, Oltul, Giurgiu, ca să nu mai vorbesc de polii sărăciei din Moldova, Vazluiul și așa mai departe. Deci nu a fost astfel de situații, dar... Dar nu încercau baronii sau liderii locali, poftiți, ai PDL, să-și impună oameni după modelul Duicu? Adică să vină în guvern să spună, uite, domne, pe ăsta-l vreau secretar de stat, nu-l puneți, vă retrag susținerea. Aș minți dacă nu aș spune că nu au fost și în timpul guvernului noastră astfel de situații, dar astea sunt excepțiile care întăresc regula. Victor Ponta tocmai ne anunță că și-a mutat biroul de la Palatul Victoria la MAPN ca să scape de ceea ce numește provocări. Spune că tot ce s-a întâmplat în cazul Duicu a fost o provocare, o înscenare de presă, a numit-o, și neagă că are avea o implicare aici. Dumneavoastră ce credeți? Eu cred că avem, povestea asta? Cred că avem de-a face cu cel mai slab, cel mai mincinos premier post-decembrist, dar și cu un om inconștient în același timp. De ce inconștient? Păi să te muți în cazarmă, să te muți în sediul Ministerului de Apărării Naționale, dar nu suntem în război. Pe de altă parte, este un premier slab pentru că nu sunt în stare să-și disciplineze nici propriul partid, propria putere. De ce fuge din Palatul Victoria? Nu sunt acolo oamenii lui? Nu și-a numit pe toți? Nu are propria cancelarie umflată de nu știu câte ori? Nu are acolo secretariatul general al guvernului? Nu mai oameni pe care a dorit domnia sa? De ce fuge de acolo? Deci nu e în stare să conducă nici măcar aparatul tehnic de la Palatul Victoria și fuge din Palatul Victoriei? E mincinos pentru că, pe de o parte, nu cred că un procuror din România și-ar permite să facă public astfel de date dacă n-ar fi reale, iar pe de altă parte că ne obișnuiește în fiecare zi cu astfel de lucruri. Să ne gândim la săptămâna trecută, pentru că eu spuneam în permanență că Ponta minte cum respiră, mai nu minte de luni dimineață, să nu uite. A venit în fața națiunii cu noua ministru, doamnă ministru al muncii, și a anunțat cu emfază că tocmai s-a gândit să mărească pensiile la 234.000 de oameni. N-ați uitat. Când, de fapt, venise ca să pună în practică o decizie a Curții Constituționale care îi spusese că ordonanța promovată de domnia sa, ca incompetent și dânsul și ministrul muncii de la acea dată, doamna Câmpianu, omisese niște coeficienți de ierarhizare la pensii și 234.000 de români își primiseră pensiile cu 62 de lei mai puțin. Anunța această corecție ca o mare victorie. Deci cum să ai încredere în astfel de om care minte în permanență? Cătălin Predoiu, domnule Blaga, a anunțat ieri că e posibil ca PSD să încerce din nou promovarea amnistiei și grațierii, inclusiv modificări la legea înaltei curții DNA. Întrebare, dacă aveți mai multe date, ceva concret? Datele sunt discuțiile. Deci auzim discuțiile în special din Camera Deputaților. Și pentru că acolo ar trebui să repună pe tapet, ca să spun așa, legea amnistiei. Dar nu cred că totuși vor merge până acolo. Nu cred. Ei vor scoate la înaintare de fiecare dată Ponta când vrea să promoveze ceva ce îi convine, dar nu are curaj să o facă el, pentru că ar da prost în ochii partenerilor noștri euroatlantici, atunci își pune parlamentar să o facă. Și am auzit din nou cei doi parlamentari care au propus legea amnistiei că doresc să o repună pe ordinea de zi. Am văzut și m-a bucurat poziția publică a PNL-ului. Înseamnă că cel puțin noi și PNL-ul, și dacă își păstrează punctul de vedere și UDMR-ul, atunci nu va trece această lege. Dar au existat diferite variante de a ciunti legea ANI. Și nu spun modificări la legea ANI. Ultima dintre ele pe care am reușit să o cădem în Senat împreună cu liberalii, este adevărat, se referea la modificarea legii 215, pentru că fac diferite artificii, le merge mintea la prostii, astfel încât, deci, practic, să oblige aleșii locali să participe în consilii de administrație și indirect ar fi rezolvat problema tuturor celor care sunt în incompatibilitate sau în conflict de interese cu
cu legea. Și atunci, iată că toate lucrurile astea ne fac să extrem de atenți, mai ales că domnul Dragnea își propune și a anunțat el public să vină chiar cu un cod prin care se modifice legislația și legea anii și toate celelalte legi. Știți că au mers la Uniunea Europeană să încerce să modifice legea anii. În prima fază acolo, directoare, probabil n-a înțeles despre ce este vorba, apoi a răspuns răspicat că nu sunt de acord cu modificarea legea anii, dar nu vor ezita. Și cred că presiunile vor fi foarte mari, mai ales acum până la legile europarlamentare. Și primar PDL ar beneficia de asta. Una alta e alta. E adevărat, dar și ar beneficia de asta și întrebarea mea e dacă din teritoriu nu vi se cere și dumneavoastră să acceptați modificarea legii astfel încât primarii, inclusiv cei din PDL, să facă parte din aceste asociații. O să vă spun, o să fac un lucru pe care eu nu-l fac. Îmi dau cuvântul de onoare că n-am primit nicio solicitare de la colegii mei în acest sens, pentru că ei știu poziția partidului că n-au susținere. Și știu că n-au avea nicio susținere din partea partidului.